Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarm, județean Sălaj vor asigura mâine, începând cu ora 16:30, măsurile de ordine publică la sala de sport a Liceului Sportiv Avram Iancu din municipiul Zălău, pe timpul desfășurării partide de handbal feminin, contând pentru etapa a 8-a Ligii Naționale dintre echipele HC Zălău și CSM București. Într-un comunicat transmis de reprezentanții Inspectoratului de Jandarm Sălaj, se arată că echipele jandarmeriei vor fi pregătite să intervină pentru restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive, în situația în care se constată că în urma producerii unor acte de violență este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a spectatorilor, sportivilor, oficialilor, personalului de ordine și siguranță sau a celorlalți participanți. Jandarmii Sălăjeni recomandă de asemenea pe această cale suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii și liniștii publice, delimitându-se de orice formă de violență verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente.